Păi eu am fost trecătoare la viața mea. La circ zbura mărul de pe creștetul partenerului. Wilhelm Tell? Nu-l chema așa. Era italian. Aldo Fronzini. Altă dată când mai pleci la Paris să-mi aduci coniac. Eu cu șampania. Pe vremuri la vânătoare făcea minuni. Dar acum de când cu războiul, n-ai o armă, pierzi ochiul. Eu cum de mi l-am pierdut? Prima soție a răposatului. Zaza, nu te credeam geloasă. Na, dar prea făceau toți pe nebunii. Na, iar s-a îmbătat mecanicul. Matei! Matei! Că n-ați fi dormit toți pe iadul ăsta! Matei! Oh, că vin. Se aud avioanele, tot trebuia să stingem. Să-i spui lui Antohie să se prezinte mâine la mine. Îl concediez. Și mai încet. Și pe cine angajăm? Ce umblă mecanicii pe drumuri? Coboară, domnișoară, nu stă acolo. O iau spre Ploiești sau către București? În amândouă părțile. Și Dinu. Doar i-am spus să vin aici. Cine este Dinu? Un fel de rudă. El nu e pe front? El e scutit. Ca multă lume scutită la dumneavoastră. Podul. Sau calea ferată. Eu trebuie să plec. Matei! Condu pe domnul maior la mașină. Și încuie bine porțile. Umblă prin sate tot felul de oameni suspecți. Ei! Lasă! Bea sunătoare, îți face mai bine. Leacă? Doar neamțul. Iulia, închide fereastră. Lasă deschisă. Vreau să aud. Dar acolo mor oameni. Într-un război cineva trebuie să moară. Eu n-am avut această onoare. La toamnă ne întoarcem în Moldova. Unde să ne întoarcem? Nu mai avem acoperiș. Casa a fost distrusă. Asta n-are nicio importanță. Dar ce e important pentru tine? Important e că ne întoarcem în Moldova. Și că Moldova există. Rămân până se înapoiază avioanele, apoi plec și eu.
Matei! Adu-ne ceva de mâncare. Mie emoția îmi face foame. Și sete. Și mai adu-ne niște lumânări. Au plecat? Doar neamțul. Ce noapte. Ce zile. Săracul tata. Dar știe el pe ce mâine a încăput moșia. Intră tu întâi. Hai, dragă, de ce te temi? E doar casa părinților mei. Hai! Hai sus! Sculare! A venit boier Costi cu cucoanele. Măi. Cât o să-i mai țin jos în vestibul? Hai, sus! Hopa, 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 sus, hai! Măi. Au venit că-i bombardament. Bombardament? Unde? La București. Da, au venit. Cine? Cum cine? Boier Costi. Cumnatul. Fratele răposatului. E bine. Și cucoanele. Unde să se ducă? Îi privește. Asta e casa mea. Ce? Rujul. Papucii. Ce se petrece în casa asta? Lucruri oribile, dar nu sunt obligată să-ți dau socoteală. N-au trecut decât 6 luni. Pentru că mi-a fost de soție de ajuns. Ți-a lăsat o avere. Să-mi ia comuniștii. Bijuteriile bunicii. Vechituri, pe cele bune mi le-am procurat singură. Cel puțin numele. Era de mult compromis. Săracul tata. Săraca mama.
Că tată n-am avut, sunt din Flori. Doamnele? Soția mea, cumnata noastră, văduva fratelui mai mic, mort în război. Mm-hmm. Mă bucur că avem în sfârșit plăcerea să ne cunoaștem. Simțiți-vă ca la noastră acasă. Matei, pregătește cele două camere de pe culoarul de jos. Regret, dar singura baie din conac e a mea. Puteți folosi spălătoria de rufe, e la subsol. Matei! Matei, fă-mi o cafea amară și ia-mi-o la mine sus. Prânzul se servește la unul fix. Cu Matei nu e de glumit pe chestia asta. De ce ești așa de sumbră? Mi-a murit taica. Bine, fie țărână ușoară, dar totuși poți să-ți scoți bazma aceea din cap. Ce Dumnezeu, ești încă tânără. Câți ani ai? 23. Cât? 23. Și fusta asta. Spune-mi, n-ai ceva mai vesel? Mie negrul îmi dă migrene și pe cumnata mea abia pot să o suport. Mă rog, n-am nimic împotrivă să umbli de sculță. Așa e obiceiul la țară. Dar trebuie să te învăț cel puțin să stai unghiile. Am oroare de picioare neîngrijite. O să-ți dau un clește de al meu de pedicură pe care nu-l mai folosesc. Faci mai întâi o baie caldă cu săpun. E de preferat șamponul. Sper că n-ai păduchi. Nu, n-am. Dau cu gază în viață sâmbătă. Oh. Și pentru baie cum procedezi? În albie. Înțing un ceaun cu apă. Ah, se sa. Bonjour, fetiță. Sunt unchiul Costi de la București, fratele tatii. Mă cheamă Leonora. Ai crescut. Nu te-am mai văzut de când aveai un an. Eu v-am văzut la mormântarea tatii. Într-adevăr, era atât de multă lume acolo și mi-a ales atâta grabă. Dar ce faci tu acolo? Studiezi? Citesc. E, ce citești? Se ocupă cineva de tine? Am să vorbesc cu Zaza în privința asta. Nu e cazul. Într-adevăr. Uite ce, eu vreau să fac un studiu. Trebuie să cercetez aici în bibliotecă și am nevoie de liniște. Eu nu fac zgomot. Da, dar nu e vorba de zgomot. Oricum nu poți studia serios cu cineva pe cap. Înțelegi? Înțeleg. Bravo. Ești o fetiță cu minte și deșteaptă. Am nevoie de cheile de la dulapuri. Și cât timp credeți că va dura studiul? Depinde. Și la urma urmei nu sunt obligat să-ți dau ție socoteală, nu crezi? N-au spus când se întorc? Nu. Au zis că iau masa cu verii lor la Crețești. Rămân probabil și la ceai. Dinspre partea mea... De câte ori ți-am spus să te încalzi ca lumea când servești? Bătătura asta. Abia te încălțași cu botine și ai și făcut bătături. Dar pe scorpia aia mică n-ai văzut-o? Poate fi la gârlă. Se joacă cu copiii la herghelie. Ce blestem și fetița asta. Dar de ce? Că nu face niciun deranj. Se mai ocupă de ea învățătoarea, nepoata mecanicului. E o scorpie. Cine? Leonora. Trebuie că seamănă cu măsa. De ce nu-i găsești un profesor ceva? Vorbisem eu cu unul. E bătrân acum. Dădea lecții de canto și dans spaniol. Dar nu văd să aibă talent. Păi nu de asta are ea nevoie. Să știi că Boier Costi e cam supărat pe chestia asta. Da, să fie. Nu mai pot eu de el. Ia asta și spune-i Marie să o mai încălzească puțin. Doamna mă poate primi? Intră. Doamna m-a chemat? Da. Dacă e vorba de pana de curent de azi noapte, să-mi fie cu iertare, dar motorul e foarte uzat. Motorul e uzat. Ascultă, meștere.
Nu i-am să țin predici. Sunt o persoană cu vederi mai libere. Dar cum dracu de-ți place să bei la pancică în cârciuma aia ordinară? Dumneata, om serios. Am necazuri, doamnă. Mai văd și eu oamenii, mă mai liniștesc. Înțeleg că ai drama dumitale. Cine n-are? Parcă eu n-am. Dar o poveste ca cea de-aseară să nu se mai repete. Orbe că i-am ca la Deni. Am înțeles. Meștere. Uite. E o frumusețe. Mi l-a adus Willy, maiorul Schmidt din Franța. Îmi pare rău, doamnă, dacă e din partea maiorului Schmidt. Dar ce importanță are? O foarte mare importanță. Ah, principii. Cu principiile astea o să ajungeți și mai rău. Se poate. E, cine n-are principii? Și eu am principiile mele. Vă cred, doamnă. Vezi ce faci cu motorul. Să nu mai stăm iar pentru întuneric. Și nu mai bea țuică la pancică. Miroși de la o poștă și împuți casa. Ăsta-i conac boieresc, nu miroase a tescovină. Hai, pleacă, pleacă odată, nu te mai uita așa la mine. Pocitanie, pe cale răbesc, ai? E calul meu și tu să nu te amesteci. Când o să mă fac mare, o să te dau afară. Vă rog să nu obosiți calul, trebuie să vină un neam să-l vadă. Vrea să-l cumpere un maior de-al lor. Pe viteaz, dar nu-l dau. Până una alta hotărăște doamna Zaza. Doamna dorește să luăm porumb pentru fiert? Da, e o idee. Cred că va fi o recoltă bună, meștere. Bună. Nu știu însă cine va culege. De ce crezi asta? În vreme de război nu se știe niciodată cine culege recolta. Crezi că vin rușii? Cred că se duc nemții. Lucrurile stau chiar așa de prost? Depinde. Eu cred că stau chiar foarte bine. Și eu sunt o firă optimistă. În fond ce am eu cu rușii? Am cunoscut odată, sunt ani de atunci, un rus splendid. Cânta la barul Balalaica. Oh, ce talent! Ce băiat de viață! Ai!
Meștere, sper că nu te-ai supărat pentru incidentul de ieri. Nu, doamnă. N-am căderea să mă supăr. Ce se aude cu motorul electric? Trebuie o revizie serioasă. De altfel, întreaga instalație. În epoca motorizatelor este o voluptate să mai poți călări. Îl cumpăr, doamnă. Suma importantă, dar merită. Suma nu reprezintă decât o mizeră maculatură de război. Dar este solda unui ofițer ca mine pe 2 ani. Caii nu se cumpără din soldă, domnule major. Sunt un lux. Ca și femeile. De ce mi-a ținut apoi darul acela? Safirele? Domnule major, sunt în doliu după soțul meu. Nu port decât pietre albe. Pot să trec diseară să reglez contul calului? Puteți face oricând cu administratorul meu. Atunci pot să trec pur și simplu? Și n-am să uit că sunteți în doliu. Salutăm mâna la cucoană. Să trăiești, moșule. S-au copt lubenițele cele mari pe care mi le-ai promis. Le-am cules de azi noapte, pe răcoare. Și le păstrăm la bordei. Mitrică, adu tu lubenițele alea la docar. Dar vezi, umblă cu băgare de seamă să nu le scapi. Alguie dricul ăsta, moșule. Alu, domn ministru, mai are o sfoară de moșie lângă dumneavoastră. Pe vremuri a fost ambasador la Viana și Petrograd. Alte echipaje avea atunci. Eu zic să vă grăbiți. Mi-e teamă să nu vă apuce valul. Mai repede, meștere, mai repede! Mai repede! Bună ziua. Cine ești? Un călător. M-a prins valul și am intrat în cimitir să mă adăpostesc. Până trece. N-ai idee ce om fin era. L-am iubit cu adevărat, nu era ce-a crezut lumea. M-a văzut prima oară, mi-a trimis flori la capină, apoi s-a prezentat. Sunteți foarte talentată, domnișoară. Singurul care și-a dat seama. Puteam să fac carieră. Tocmai s-a interesat de mine un impresar din Istanbul.
Ce frumos! Nu-i așa? E o lucrare de mare meșter. Trebuie să fi costat o groază de bani. Crezi? Chestia asta? Păi nu vedeți ce frumos e lucrată? Și ce veche e. Păi atunci să o luăm cu noi. Poate să o ia careva. Nu cred, doamne. Țăranii nu jefuiesc mormintele. Mai știi. Hai, meștere, hai că s-au dus. Natanu, vii? Auzi cumva de lucru? Dacă găsesc ceva bun. Am o permisie de o lună. Dar ce știi să faci? Sunt mecanic. Am fost șofer pe front. O mizerie în cavoul ăla. Nimeni n-are grijă de nimic în casa asta. Era cât pe ce să dispară și ăsta. Tu te aslugi. M-am angajat și un ajutor de mecanic. Am să vă dau afară pe toți. A să știi că nu cobor la masă. Îmi trimiți sus o cafea și niște comprese cu mușețel. Acum cred că o să meargă bine. O să-l mai verific câteva zile. Nu o să te plictisești în conacul ăsta. Sunt atâtea lucruri care nu merg bine. Printre altele ceasurile. Vrei să te ocupi puțin și de radio? Nu merge bine de la o vreme. Și atâta nevoie de el. E cu acumulator? Da, cu acumulator. Chiar dacă nu suferi de nimic, tot trebuie să bei ceaiul ăsta de sunătoare. Bunica are religia ceaiurilor de plante. De când nu mai știi nimic de tatăl dumitale? De 4 ani. De la începutul războiului. Unde l-au arestat? Într-o noapte la Iași. L-au ridicat de la ateliere. Era comunist? Nu știu. De fapt, ce profesie ai? Nu am una precisă. Când se mă decid, a început războiul. Ai multe asemenea abilități? Câteva. Repar și instrumente muzicale. Și în general tot felul de instrumente. Și dumneata numește asta lipsă de profesie? Sunt oameni pe lume care nu știu să bată un cui. Am observat și eu. E un adevărat noroc să scapi de afară de pe un front care cedează. Sunt de felul meu norocos. N-ai văzut cum am nimerit aici? Aveai intenția să vii oricum aici, la conac. Desigur. Nu sunt multe posibilități pe Bărăgan. Și eu doream o lună de liniște la țară. Da. Mai trebuie strânsă câteva corzi. Vrei să încerci dumneata? Ești venit de pe front? Un fel de front. Atunci să stăm de vorbă. Pentru neamț, să facă pâine prăjită. Și spune lunea Gheorghe să ne aducă pepeni de la ghețărie. Vine furtuna, e mai greu pe urmă. Și bulgări de gheață. Cine vine astă seară? Maiorul neamț, domnul Dinu și un gazetar de la București. Să-i spui Catrinei să-mi aduc o cană cu lapte bătut. Și asta să faci imediat. Da, domnișoară.
știi de ce le e frică? Să nu fie violate. Cea văduvă stă la capul patului cu sabia lui bărbat să se apere. În loc să dea un acatist. Mersi, Herr Major. E foarte agreabil colierul dumitale. Îl primesc. E Dinu, cu ziaristul lui. Matei, dragă, destui imediat valizele și perie hainele. A fost un praf, slavă Domnului că plouă. Scăpăm și de avioane și de praf. Oh! Dinule, tu ai apărut odată cu ploaia, ca sfintele moaște. Sau ca Jupiter Tonans. A, nu, el e Sandu Borgia. Ți-am adus caviar de la Dragomir și ceva de la Capșa. Și niște arpeji sosit cu ultimul curier diplomatic de la Paris. Dinule, ești adorabil. Și mai ales, ți-am adus-o și pe Zaraza! Mi-a fost un dor de tine. E bun! Matei, pregătește domnișoarei camera de lângă dormitorul meu. Hai, urcați, vă așteptăm acasă! Cunosc toate drumurile acestei case. Hitlerismul nu este numai o concepție militară sau socială. Este o modalitate istorică. Și retragerea armatei hitleriste? Este doar un fenomen de suprafață. Și fenomenul de bază? Baza rămâne pe loc. În istorie ca și în fizică. Și dumneavoastră știți asta, Meinherr. Am impresia că mă confundați cu fratele meu. Fratele dumneavoastră nu poate fi confundat cu nimeni. Știți mai multe despre el decât eu însumi. Bineînțeles. Lucrul esențial îl cunoașteți însă și dumneavoastră. Până la un punct. În ultimul an nu am mai lucrat cu fratele meu. Căsătoria lui cu această doamnă ne-a îndepărtat total unul de altul. Lista rețelei dumneavoastră din Balcani e încredințată al cuiva. Cui? În clipa morții nu era nimeni lângă el. Chiar nimeni? Fetița. Fetița? Aprinde lampa. Adu-mi ligheanul cu apă. Miroșa gaz. Ai cumva păduchi? N-am. Dar tu după cine porți doliu? După taica. Care taica? Taica. Pe lume n-ai decât un singur tată. Crezi?
Poftiți la masă. Am să vă trimit doi buni electricieni pentru instalația dumneavoastră. Ce trebuie să pricepeți este că nu e vorba de un război pierdut. Pentru noi, cei care trudim, războiul a fost și este în altă parte decât pe frontul acela. Și asta o pricepem noi foarte bine, domnule, omule, cum să zicem. Iustin. Mă cheamă Iustin Bostaca. Și domnul învățător, măcar că-l vezi așa de tânăr, ne-o tot spune. Și o mai spunea și Betu taicăsu când trăia. Vin jandarmii, fulgerașii am văzut intrând pe poarta dinspre câmp. Așadar, cum vorbeam, avem și noi războiul nostru. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Ei, e cineva nou pe aici? Eu. Am o permisie de o lună și m-am angajat la curte. Da? Actele. Și de ce nu te-ai dus în sat la dumneata? Sunt din București. Și am vrut să mai scap de bombardamente. Ce mai știi de tatăl dumitale? Tot ce știi și dumneata. Adică nimic. Nici măcar dacă este viu. E viu, e viu. Că despre morți se mai află. Cu dumnealui nu te joci. Șapte sate știu de frică. Nu te-am mai văzut duminicile la primitărie, camarade? La o adică, nu o să știi să ții o armă. La o adică mă descurc, eu n-aveți grijă. Și să ascultăm sfânta slujbă împreună. Eu sunt ateu. Da? Lege e lege pentru toată lumea. Păi n-am prea văzut boier la premilitarie. Deci pe front. Și de pământ ce să aibă grijă, mă? Păi nu i-am văzut nici la prășit. Mă, alumitrache. De pe care front vii, camarade? Secret militar, domnule plutonier. Mhm. Dușmanul ascultă. Și când au aflat dușmanul de unde vine dumnealui... Nu râdeți, mă. O vorbă aici, o vorbă acolo. Și uite așa, din vorbă în vorbă, se pierde un război. Să pierde, mă. Să pierde. Se pierde. Căutați ceva? Iertați-mă, domnișoară. Îmi căutam camera. Sunteți probabil domnul care a venit cu prietenul Zazei. Exact. Dar dumneavoastră cine sunteți? Deocamdată nimeni. Serios? Sunt sincer încântat că v-am cunoscut și dezolat că v-am tulburat incognitoul. Se spune că satele sunt pline de oameni suspecți. Țăranii dumneavoastră sunt în general foarte suspecți. Se observă la ei o ostilitate curioasă. Suntem doar aliați. Propagandă comunistă. Păi dacă față de noi, care suntem de același neam și același sânge, sunt ostili,
Vă spun sincer, mi-e dezagreabil să mai vin pe la țară. Au toți niște priviri. Vă înșelați, doamnelor și domnilor. Nu privirile lor sunt de vină. Conștiința dumneavoastră. Îl auziți? Dacă nu te-aș cunoaște, aș cere să fii arestat pentru propagandă comunistă. N-ai idee ce serviciu mai faci. Cunosc mulți care ar da bani buni pentru asemenea cazier. Serios? Doar câteva picături. Mai pot, mai pot, mai pot. Hai, dragă, ca s-a reparat trăsne, ce Dumnezeu? Cosi! 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 Nu ne cânți ceva, doamnă Șară? Vai, domnule, dar n-am condiții. Atunci poate ne dansez ceva. Si, să-mi scoate ochii nevasta dumitale. Oh! Nu te speria, fetițo. Sunt eu. Nu sunt fetițo. Mi se spune domnișoară. Serios? Nu e deloc un nume care ți se potrivește. Cum te cheamă, de fapt? Leonora. Cam lung. O fetiță mică trebuie să aibă un nume mic. Asta de unde ai scos-o? E o idee a mea. Tata mă chema Nora. Ce cauți noaptea la conacul generalesi? Îmi plac ruinele. Generaleasa e bunica mea. N-ai auzit de ea? Nu. Când a ars casa? De mult. Eu nu eram atunci. Și de ce a ars? Nu știu. Nimeni nu-mi spune precis. Dar aflu eu. Să nu pui mâna pe ele. Sunt poeziile mele. De altfel poți să pleci. Ce cauți noaptea la conacul bunicii? M-a rugat domnul Antohie să dau o raită pe la grajduri. Și mi-a spus că pe aici e mai scurt. S-ar fi speriat cai din cauza furtunii. Întreabă dacă s-a întors viteaz calul cel alb. Mahlern. Nu ai impresia că nemții caută și ei același lucru? Și nu numai ei.
Asta e camera în care a murit soțul doamnei. Nu era nimeni în noaptea aceea din familie? Doar fetița. Fetița? Zaza e în afara oricărei probleme, cred că ți-ai dat seama. Curios copil, fetița aceea. Care fetiță? 4, 5, 6. Bărbat de tobă l-a șternut. 8, 9. Cu dar tu! Ce ți-a spus? Iese! E cum să zic? Iese! Marlena s-a angajat casiere la un magazin. Și Titi? Șteruse vocea de tot. A, Titi mobilizat! Dar nu era de mult cu Marlena, era cu una Greta. N-ai apucat-o, n-o cunoști, trage. Ce dracu tu tot cu arpește dai? Da, cu ce? Schimb bărbatul, schimb parfumul, nu era asta deviza ta? De unde atâtea parfumuri? Aduc nemții de la Paris. Arpej, iar arpej. Să mor eu dacă nu-ți cade un drum lung cu unul de tobă. La Istanbul. La Londra. Picășunul de verde. Un om fals. Mai bine du-te la bucătărie și vezi ce avem astăzi la prânz. Cotlete de elefant. Titi mai are garsoniera aia de la Aro? O are. Mă rog, adică cred că o are. De ce crezi? Nu ești sigură? Adică de ce să fiu sigură? Adică de ce să nu fii sigură? Bam, bam. Mai ții minte? Duetul nostru. Când apăream cu pen oranj. Ce-i, domnșoară? Nu știi să bați la ușă? Am făcut-o, dar a fost inutil. Nu am plăcerea să o cunosc pe doamna. Zaraza, o fostă colegă. Ați studiat împreună? Da. E mai greu să pricep tu acum ce anume am studiat, dar îți doresc să ai ocazia să o faci și tu. Sper că nu. Veniți-mi să-mi spun că nu accept ca în camera mea să se spargă pereții. N-ai să ai lumină electrică. Nici nu doresc. Și veniți-mi să-ți mai spun că mi s-au spart ochelarii. Nu mai citi. Și mi s-au rupt sandalele. Spune-i lui Matei să ți le ducă la reparat. Matei e obraznic și nu-și face datoria. N-am observat. Am observat eu. Tata l-ar fi dat afară. Matei e serviciul meu. Am observat. Ce ai observat? Ce era de observat? Scorpie. Te văd așa zveltă și viguroasă. Ce mănânci? Mamăligă.
ceapă tăiată în oțet, știri, lobodă, feluri de buruieni. Acum vara răzbim cu tecele. Lapte? La vreo boală. Păsări? La pomeni, la nunți. Vițel? Cum, Doamne, iartă-mă să tai un vițel și să-l mănânci. Crește și-l pui la jug. Nu mă atinge, mă zgâri îngrozitor. Am să-ți dau niște glicerină pentru mâine, o să-mi deșir toată lenjeria. Și cum preparați ceapa în oțet? Omul acela nou angajat, mi-a spus Antohie, se pricepe la tot felul de lucruri. Posibil. S-a trimis să repare ceasurile din casă. Unul nu merge. Ce atâta nevoie de ceasuri? Și radiourile. Au acumulatorii descărcați. Îngreșat ca un porc. Traiul bun. Ce te faci dacă vin comuniștii? C-ai uitat să sapi. Mă-i descurca eu. Și eu mă fac iar artistă. Am auzit că ei apreciază arta. Depinde. Ți-am spus eu să nu te încurci cu nemții. N-au viitor. Ce să fac? Să dau curs invitații de la Istanbul? N-aș merge nici cu aia. Cu englezii, da, au colonii. Gusta asta. E o minune. Cui place? Eu sunt pentru șampanie. E o grozăvie. Dragul de Vili. Uite ce, mie nu-mi place neamțul ăsta. Nu e sincer. Cine mai e sincer în ziua de azi? Eu. Că te-am învățat totdeauna, numai de bine. Unde s-au dus boierii? La rudele lor, la Crețești. Da. Aia nu ca tadixes să vin aici. A cost de ma. Mă rog, eu nu le duc lipsa.
Învățătorul zice să fiți diseară la el la școală. Zice că vine cineva. Cauți ceva? Da, caut Buba. Și ce ascultai? Cum spune 33? Bineînțeles, pentru un doctor de instalații electrice, un sunet spune foarte mult. Dacă vrei, poți să te învăț. De ce să învăț asta? Eu sunt o fată bogată. Când o să mă fac mare, o dau afară pe Zaza. I-am spus și tatei. Când i-ai spus? Am stat cu el când a murit. Nu mai eu singură. Dumneata, ai văzut cum moare cineva? Da, am văzut. Ce ți-a spus când a simțit că moare? Să n-am încredere în nimeni. Mi-a lăsat o scrisoare să o citesc când o să mă fac mare. Mai am 8 ani până atunci. Ce-i cu sandaua ta? N-ai altele? Am, dar mi-au rămas mici. Ia, dă-o încoace să văd. Și ce ai făcut cu scrisoarea? Am pus-o eu bine, n-avea teamă. Era plicul din cutia de metal? Nu, nu era acela. Dar cum dai încredere să-mi spui mie toate astea? N-am niciun prieten de vârsta mea. Penile, dar el e un copil. Are vârsta ma tale? De-abia aștept să scap de vârsta asta. Parcă aș fi șchioapă sau cheală. Nici o grijă. Ai să scap de vârsta asta mai repede decât crezi. Și ce o să-ți mai pară rău? De ce să-mi pară rău? Mi s-au întâmplat numai lucruri oribile. Dar dumneata, de ce ai părul alb? Mi s-au întâmplat și mie lucruri din astea oribile. Când am ieșit din copilărie, eram gata bătrân. Cred că o să mi se întâmple și mie același lucru. Știai că mama a murit împușcată? Cum asta? Nu știu încă, dar aflu eu. Și nu mai scormoni pereții degeaba, n-ai să găsești nimic. Lasă-i pe Nem să caute. Nora, tu ești o fetiță cu prea multă imaginație. Și să știi că Iulia e prietenă cu învățătorul. Da? I-am văzut eu vorbind de multe ori. Învățătorul vine des pe aici? Nu prea des. Se văd pe câmp, la gârlă. Nora, tu mai ești și o mică răutate. Crezi? Trebuie să suprimăm pâinea și dulciurile. Am auzit că la iarnă se poartă scurt și strâmt. Da, traiul ăsta la țară abrutizează. Intră! Conița Zaza, vă roagă să-i dați o Biblie. Ce să facă cu ea? Cred că să o citească. Ai înțeles greșit. Nu. O Biblie. Așa a spus. Și ce fel de ediție vrea? Engleză, franceză, latină, română? Română. Română veche sau română modernă? Mai modernă. Dansând cu tine un tango, un tango îți este viața. Când dansezi simți că trăiești, pui în el toată speranța. Atunci când speri și când iubești.
Iulia. Bătrânii? Sunt bine. O să-i văd data viitoare. Până la ziua trebuie să ajung la oraș. Când va fi? Într-o zi, două. O să fiți anunțați prin același om. Nu te teme, e de-al nostru. El e Iustin Bostaca. Ne cunoaștem. Dar ăștia cine mai sunt? Davide, știi, vecin de moșie. Săraș, săraș, dar cu nasul pe sus. Pe semne că a venit împețit. Da? La cine? Ăștia de ani de zile colindă toate curțile din Barăgan, chiar și de dincolo de Olt. Și tot n-au găsit. Dacă sunt săraci, sigur că n-au găsit. Boierii țin mai mult la nume ca la avere. N-ai observat? Nu, n-am observat. Nu-i nimeni pe aici? Ce-i pustiul ăsta? Am auzit că a venit Costi cu nevastă sa. Da, sunt plecați la Crețești. Și nu-i nimeni altcineva? Conița Zaza, o anunț îndată. Dar ce se întâmplă aici? Zugrăvesc? Stai! Încheiem sandalele. Trezește-o pe Zaraza, că la noapte are iar insomnii. Să mai cunoască și ea lume bună. Așadar, dumneata ești văduva bietului Alexandru. Nu, stima foc. Familiile noastre sunt vechi cunoștințe. Fiul meu, Teodor. Babi! Încântat. Babi! N-am prea avut ocazie să cunosc lumea soțului meu. Dar de când cu bombardamentele, ce beți? Natural ceai. Și cafele, și coniac. Dun șara Zaraza, coboară îndată. Ne simțim admirabil cu dumneata. O femeie tânără, singură la țară. Nu ți-e urât? Nu te plictisești? Hai, mai e puțin se termină războiul, îmi scoate o pârleala. Ce nostim. O femeie bogată. Aud că Alexandre s-a lăsat o bună parte din avere. Trebuie să-ți refaci viața. Și pe Bobi îl consezi să se cazeze. Un băiat ca el, nume. Și ce nume? Poți deschide cu el ușile saloanelor din toată Europa. Spițe veche, ruinați încă din secolul al XIX-lea. Cu puțină avere ar face o excelentă carieră diplomatică. O soție ar fi de mare folos. Credeți? Care ar putea să-ți fie soție. Nu-mi place. Fii cu minte și ascultă pe mami. No. E puțin nervos din cauza incursiunilor aeriene care îl sperie. Are și insomnii. Săracu. O picătură? Yes. Oh, no, Bobby. Dar lăsați-l, doamnă, că de-aia are insomnii. Dacă bea ceai. Thank you, lady. Așa e că e bun. It's fine, it's fine. Încă un pic? Yes, of course. Pic, pic, pic. No, Bobby. Thank you.
să se însoare băiatul dacă bea numai ceai? Charming lady. Bobby! Crângului 7. Ține bine minte. Crângului 7. În spatele gării, e atelierul căilor ferate. Întreb de Ilie Mitran. Sunt și alți tovarăși, dar tu de el întrebi. Vezi dacă n-a trecut și tăi că tu pe acolo. Spui că ai ceva de reparat la docar. Roata din față se mișcă. Ține bine minte. Roata din față se mișcă. Și în privința hârtiilor? Spune că toți o bănuiesc acum pe fetiță. Chiar și maiorul Schmidt. Altceva? Important e să aflăm momentul declanșării acțiunii hotărătoare de la centru. În acest caz, a trebuit să acționăm deschis. Bine. Spune că suntem pregătiți. Așteptăm un ordin precis. Țăranii sunt alături de noi. Ai noci patim dulci și luciri de păcat și ai trupul de șarpe felin. Gura ta e un poem de nebune dorin, zânii tăi un tezaun de plin. Ești un demon de nebune și min, dar ai cântetul de nebun. Vreau să-mi spui frumoasă caraba. Cine e această tânără, doamnă? O colegă. Da? Și cum e născută? Lopez. Oh. Zaraza Lopez. C'est une excellente famille. Da. Aro, alure, ar fi un excelent diplomat. Îl vedeți cum dansează? Da, are ritmul sânge. Se stă în sânge. E violent? Oh, nu. Unor se mai înfurie și atunci împușcă pasări. E bun ochitor? Oh, nu, nu dintre acela care zboară. Are prea mult simț estetic. Doar găini. Intră direct în coteț și le prăpădește. Cu alice de iepure. Și atunci o săptămână întreg personalul mănâncă vânat. Și nu l-ați putut dezbăra? Mașer, bărbații oricât de educați, păstrează instincte războinice. Tatăl său trăgea în țăran. După câteva isprăvi din astea, a trebuit să părăsim țara. De aceea Bobby s-a născut în Anglia. Sesa, am avut mari neplăceri. Vă bătea? Asta nu. Era un om fin. Perținea morții să mă stranguleze. Era ideea lui fixă. Mă mir că am scăpat cu viață. A crăpat la timp. Nu chiar la timp. Mi-a păpat trei moșii. M-a lăsat cu datorii mari. La 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 la
Are o alure. Ar fi un excelent diplomat. Are polipi. A fost reformat la armată. Da. Docarul pleacă la oraș. Întreabă domnișoara Iulia dacă aveți nevoie de ceva. No, nu cred. Nu ne-ar putea duce și pe noi? Nu cred că Bobby va mai putea călări. Da, sigur. Matei! Matei, fii bun, te rog, și dă o mână de ajutor. Doamna! Mami! Nu treci într-o zi pe la noi? Poate o aduci și pe domnișoara. Oh, în păcate, domnișoara ne părăsește mâine. Crezi că o să mai avem lumină, meștere? Cred, da. Când? Lasă-te că e mai romantic așa și faci bine la ten. Atâta praf și bocănitul, casa asta a devenit un sicriu căruia tot îi se bat cu ele și nu se mai termină. L-ai văzut? Da. Ți-a dat? Da. Tovarășii spun că va fi mâine noapte. Bunicul trage și el destul de bine. Nu ți-ai fi închipuit, nu? Meșterul ăsta nu s-o fi pricepând din la instalații electrice, dar la ceasuri cu siguranță se pricepe. Te dragă ce scrie, că nemții au fost bătuți la orel. Asta acum 2 ani, de atunci au mai mâncat încă 100 de bătăi. Auzisem eu ceva, dar nu-mi venea să cred. Dar nu e grav, scrie că Hitler a decorat niște generali. E, lasă, dragă, nu-ți mai răsuci tu mintea pe bigudiuri. A, crezi cumva că nobila dumitale soață are mai multă minte? Nu, scumpă, în privința asta sunteți egale. Și în care privință, mă rog, nu suntem egale? Într-una în care, cert, tu ai mult mai multe merite. Porcule. Iar? Bine, dar devine insuportabil. Puțină decență, ce Dumnezeu, demoralizează populația. E morbid. A la guerre, com a la guerre. Vorbește, dragă, cu popa să mai înceteze clopotele alea de înmormântare. Ce vrei dacă mor atâția? E dreptul lor. Mie mi-e foame. Adu-mi niște țuică, o roșie și brânzătele mea. Și un castravete murat. E o idee. Ce vreți? Dacă n-am băut cafea cu lapte toată copilăria, n-o să mă chinuiesc acum. Despre domnișoara Zaraza, nu te mai întreb nimic, că sunt lămurit. Dar poți să-mi spui și mie cine e acest domn Dinu?
un fost amant. Și celălalt domn? Deocamdată mi-e străin. Și maiorul nemț? Un viitor amant. Despre viitor n-ar trebui să fie atât de sigură. De ce? Vin comuniștii cu Cona. Să vină. Eu sunt fată din popor. Dacă ești fată din popor, de ce petreci cu nemții? Sunt băieți fini și de viață. De viață? N-am nimic contra lor. Comuniștii au. A? Unchiul Ghi. Ce tot umblă omul ăsta? Mes chers enfants, ce vremuri, ce vremuri. Mi se pare că iar suntem în război, da? I-am spus lui Averescu la Consiliul de Coroană. Nu, lui Marghioman. Nene Ghiu, liniștește-te, vino să te așezi puțin, să te recorești. Tu te la graș și spune să-ți dea o văz pentru cai. Alo, alo, dus-mă, dus-mă, copăcel, copăcel. Ce mai face tanta? Să șer tanta. Oh, toujours les jolies femmes. Doamna este văduva fratelui meu, Alexandre. Iar doamna este văduva mezinului, mort pe front. Doamna este viitoarea mea văduvă. Mes hommages, mesdames. Mes hommages. Toujours des jolies femmes. Să cher, tante. Vorbește de bunicu. Nene Ghi, dar de ce tot te porți pe vremurile astea? Căldură, avioane? Mă duc la tante Lili. Sunt singurul ei moștenitor. Mi-a făcut testament pe moșie. Portocalele au sosit în portul Constanța. Portocalele au sosit în portul Constanța. Cocorul roșu, cocorul roșu, intră în lanul de gru. Intră în lanul de gru. Unde-s hârtiile? Unde le-ai pus? O să te țin închisă în casă, numai cu pâine și apă. Pui de căți acești. Unde-s hârtiile? Unde le-ai pus? Nu înțeleg graba asta așa dintr-o dată. O să înțelegi tu. În anumite împrejurări e mult mai bine să fii în oraș.
Intră. Să nu luăm și sabia asta cu noi? Costi nu are nicio armă la el. Ce le-a venit de o plecat așa pe nepusă masă? Când șobolanii părăsesc corabia... Păi ce furtună să vină! Aufmachen. Das Pferd des Herrn Kommandanten ist hier. Am găsit cheia, uite. Dacă ți-o fi frică la noapte să mă chemi, sunt sus la odăi. De ce să-mi fie frică? De ce spune lumea că e sora mea? Ce era acolo? Liniște. Comandantul se pregătea să plece undeva cu două mașini. M-a întrebat și el tot așa. Ce mai e pe la noi? I-am răspuns, liniște. Așadar, și la noi și la ei, e liniște. E? Asta e. O să fim pregătiți în orice clipă. Suntem puțini, dar nu suntem singuri. Există în țară forțe patriotice, în frunte cu Partidul Comunist. Și acum fiecare la locul lui. Die Nebeneingänge. Verstanden. Domnul Costi unde e? Au plecat cu toții, e numai doamna Zaza. Fetița? Cred că doarme. S-o anunț pe doamna? Nu, nu-i nevoie. Überwache den Gang. Und es soll niemand aus dem Zimmer heraus.
Atențiune, atențiune! În curând vom transmite un comunicat de mare importanță pentru țară. Rămâi aici. In dem Hause waren keine Waffen. Ich weiß es sicher. Atențiune, atențiune. În curând vom transmite un comunicat de mare importanță pentru țară. Ce? Atențiune, atențiune. În curând vom transmite un comunicat de mare importanță pentru țară. Atențiune, atențiune. Peste câteva minute vom transmite un comunicat de mare importanță pentru țară. Ce dracu se petrece pe lumea asta? Văd că e și aici întuneric. Dar de unde, musafiri? Jurasem să nu pun piciorul în casa asta, dar muream să o văd pe creatura aia, pe Zaza. O fi chiar așa, cum se spune? Oh, mult mai rău. Ăștia zugrăvesc pe căldurile astea? A, ascultă, dragă, nu e niciun colț liniștit în casa asta. Cam o familie. La subsolie, răcoare și liniște. Da, boierii unde sunt? Boieri Costi cu cucoanele au plecat. Conița Zaza e sus la dumneei. O să aibă o mare surpriză. Soana? Da? Lasă asta, să terminăm întâi partida și... Au sosit în vizită și niște nemți. Niște șampanie ne aduci? Ascultă, e adevărat că această doamnă Zaza a căzut în manie mistică? N-am observat. Ah, ce răcoare! Băiete, adă o masă și patru scaune. Avem de terminat o partidă. Bă, că nici aici nu arde lumină. Adu și niște lumânări, hai. E nostin, să știi. Atențiune, atențiune. Peste câteva minute vom transmite un comunicat de mare importanță pentru țară. Atențiune, atențiune. Peste câteva minute vom transmite un comunicat de mare importanță pentru țară. Să sar! Și mâinile la ceafă. Ce se aude, dragă? Distracție cu nemții. N-ai vrea să schimbi pe doamna pentru un serviciu mai bun? Să se termine războiul și mai vorbim. Cum să se termine? De ce să se termine?
Dar tu cine ești? M-a trimis domnul Matei să vă servesc dacă aveți nevoie de ceva. Da, cărți. Două. Mai de sub o sticlă. Două. Una. Două. Deschid. Pe cinci. Pas. Fără mine. Am auzit. Ce faci, drag, acolo? Nu știu, nu pot. Formidabil. Și a ajuns și casa asta, servitorii nu mai știu, stă de sub o sticlă de șampanie. Spade șau, spade... Noroc. Dar tu ce faci, drag, în casa asta? Muncesc și eu. Ia auzi. Știi să cânti? Nu. Ce drag cu dragă? Pe vremuri țăranii erau mai veseli. Chiar, n-am mai văzut o vogă de ani de zile. Hai, cântă ceva. Ține un galben. Mai dă unul să-și-l pune la ureche. Nici salve nu mai au. S-au pierdut obiceiurile, dragă. Am un album vechi de cusături. O să ți-l dau. Auleor, țăran, ești o rasă! Genunchii! Să-i vedem ce ai, dacă nu te mănâncai nimeni, ce crezi că n-am mai văzut? Desovaj, mașel! Ah, n-a cam înțepenit! Ah, m-a dus să mă mișc! Nu e cordoruș, da? Ce să faci? Ce să astea? Acu eu fi? Alu Matei eu fi? Astea? Hai, bea-ți tu un pic, ca să ai curaj să cânti. Lasă! Hai, bea!
Duceți-vă, luați mașina și tăiați-o peste câmp, să nu dați față cu nemții. Hai. Telefon, complet, mă vol. Mie este depresiv și de nebun, mi-e frică. Matei! Matei! Crema? Doamnă, v-ați uitat lumânarea. Și biblioteca. Grăbiți-vă. Rudele dumneavoastră nu vă așteaptă. Tinere, nu cumva ești comunist? Liniștiți-vă. O să mai vedeți mulți. Bine că se termină atunci cu burghezia asta. Să mai vină și rândul nostru, al lor din popor. Calmează-te. Mergi mai bine și ajută-o pe nefericita aia să se îmbarce în mașină. Nu e nicăieri. Împrăștiați-vă și căutați fetița, să nu-i se întâmple ceva rău.